11 cărți, atât am reușit eu să citesc în perioada aceasta de când a început 2024, ianuarie, februarie, martie, multe, puține, dar printre toate activitățile pe care le am și pe care le desfășor și toate evenimentele pe care le organizez, pentru cine este pentru prima dată aici, eu sunt Roxana de la Cartea e Parte și organizez lunar evenimente culturale, în principiu cluburi de lectură. Mai facem și Books and Wine, următoarea ediție o să fie pe 10 mai, dacă lucrurile se leagă, o să avem așa o seară regală, și tabăra de lectură pentru adulți, care are loc în principiu de 3 ori pe an. Dar pare că în 2023 am avut 4, așa s-a întâmplat, așa a fost să fie, a fost cerere mare și mai avem încă una, cred că și în 2024 urmează și a patra, tot în toamnă. O să vă țin la curent dacă sunteți pe contul de Instagram iCarte iParte, scris exact așa, și pe Facebook în grupul privat iCarte iParte, se citește iCarte iParte, să lămurim și asta, că mă tot ceartă lumea, se dezbate acum în social media cum de mi-am permis acest lucru, citez, să stric limba română, domnule, să scriu iCarte în loc de iCarte. Păi aia nu e creația mea, nu eu am creat iCarte iParte, dar știți probabil povestea sau dacă nu știți, mai povestim și separat de acest vlog, astfel încât să nu încarc videoul acesta cu subiecte extra. Rămăsesem la tabăra de lectură, deci în vară nu mai avem locuri disponibile, dar urmează înscrierile, de fapt am pornit deja înscrierile pentru tabăra de toamnă, taberele de toamnă, ambele vor fi în Delta, prima la Nena Art și pensiunea Șaraiman în perioada 20-23 septembrie. Las afișul, sper să fie gata până când voi publica acest vlog, să vedeți și afișul, dacă nu, intrați pe site roxanab.ro, acolo apar toate, înscrieți-vă la newsletter și acum să trecem la cărți, pentru că avem destul de multe de povestit. Ora 25, am început anul cu acest roman, roman care a stat ascuns, cel puțin în România, pentru că în Franța toată lumea știe de el și este cartea cu care am început 2024, cu care am început cluburile. Inițial am zis, of, de ce am ales cartea asta, pentru că mi s-a părut prea grea, prea dură, prea tristă așa de început de an, însă pe parcurs m-am bucurat nespus că am ajuns la ea. De fapt, ea a ajuns la mine, a fost ca recomandare din partea editurii Sens. Este o carte foarte tristă, un subiect foarte trist și m-a marcat destul de tare, m-a făcut să intru în poveste. Mi-a plăcut stilul de a scrie al lui Virgil Gheorghiu, om care a părăsit România în perioada comunismului, motiv pentru care a și fost interzisă această carte la vremea respectivă. Tare mult mă bucur că a fost reeditată și o avem astfel pe piață. Sunt persoane care n-au participat la clubul de carte, dar care mi-au mulțumit ulterior că au ajuns la roman în urma recomandării din partea mea. Las și un citat aici. E o carte care chiar te pune pe gânduri, adică cumva ajungi să mulțumești în timp ce citești, să introspectezi și să mulțumești cerului că faci parte din secolul 21, anul 2024 și că te bucuri așa de libertate când vezi oamenii unde sunt, unde au fost închiși și cum au trăit acolo și cum s-au chinuit să scape și să fie liberi, căci despre asta e vorba în tot romanul și iată ce zice personajul. Eu nu am furat, nu am ucis, nu am înșelat, nu am făcut nicio faptă rea din cele oprite de lege sau de biserică. Dacă nu sunt nici hoț, nici ucigaș, nici înșelător, de ce mă țineți în pușcărie? O întrebare pe care o simt până în adâncul sufletului pe tot parcursul romanului și tot așteptam. Știam că nu va avea final sau un alt final, pentru că autorul ne-a spus încă de la început sau a ținut să precizeze în anumite situații, pasaje, că va fi o poveste tristă până la final. 5 stele pentru ora 25. Gustul pentru infinit, următoarea mea carte din 2024 a fost cea scrisă de Teodor Onea și tare mult mi-ar fi plăcut să îl cunosc pe omul, pe mentorul, pe profesorul său Mircea Malița, însă necunoscându-l în real life, pentru că nici nu mai este în viață, am avut șansa și ocazia și voi la fel puteți avea această oportunitate, mi se pare, să-ți iei din învățăturile acestui om, Mircea Malița, pe care Teodor Onea l-a avut drept mentor și care ne-a transmis din învățăturile lui prin acest roman pe care l-a publicat. O să găsiți și o recenzie pe roxanab.ro dacă vreți așa mai pe larg decât
povestesc eu aici. Îmi pare rău, cum spuneam, că nu am ajuns să-l cunosc pe acest om care nu mai este în viață, însă mă bucur că am ocazia și mă bucur să facă parte din anturajul meu Teodor Onea, care este un băiat foarte citit și îmi place cum a trimis, cum a transmis mesajul în cartea sa Gustul pentru infinit, debutant de altfel, nu are experiența de scriitor, însă are toate șansele să continue dacă este interesat, pentru că a știut să redea foarte bine mesajele și așteptăm și o lansare de carte, sperăm, în 2024. Las și aici un citat, pentru că sunt multe, mi-am notat în recenzie foarte multe pe care le folosesc în viața de zi cu zi, pe unele le știam, pe altele le-am notat pur și simplu pentru că fac parte deja din viața mea. Zice așa: nebunii și oamenii deștepți sunt deopotrivă de inofensivi, dar semi-nebunii și semi-înțelepții, aceștia sunt cei mai primejdioși. 4 stele, Gustul pentru infinit, de Teodor Onea. 3 mai, poezii, să avem, de ce nu, și o carte de poezii, cel puțin acum la început de an, sper să mai citesc până la final de 2024, care erau șansele în viața asta să ajungă cineva la mine cu o carte care are acest titlu, 3 mai. Pentru cine nu știe, eu m-am născut pe 3 mai, în noaptea de înviere, anul acesta pică în Vinerea Mare, dar atât de faină mi s-a părut potrivirea, pentru că și autoarea Cristina este născută tot pe 3 mai. Cristina, care scrie finuț și scrie din suflet, cald, este și o femeie frumoasă și are așa, simt eu, deși nu o cunosc personal, care simți pentru estetic și gust pentru artă. Cred că e ceva specific zodiei Taur. Vă las și aici o recenzie scrisă, tot pe roxanab.ro, las mai jos linkurile pentru fiecare pentru care am apucat să fac recenzii. Cristina îmi place foarte mult prin poezia sa caldă. Se apropie de sufletul tău, pur și simplu, e atât de umană prin ceea ce scrie și uitați ce zice chiar ea: când părea că nu aveam nimic, aveam un vers. Culmea, odată cu suferința, se năștea o muzicalitate aparte între cuvintele menite, parcă să vindece durerea. Cu fiecare cuvânt scris, risipeam din cele nespuse, încărcând pagini, permițând sufletului să devină mai ușor. Arta celor nespuse devine poezie. 3 mai, versuri, găsiți cartea mai jos în linkul pe care îl las și i-am dat 3,5 stele. Portretul lui Dorian Gray este o carte pe care am dezbătut-o alături de cititorii din tabăra de lectură pentru adulți de la Brand, de la Transylvanian Inn, un roman pe care mă țineam de ceva vreme să-l citesc, așa că am zis să pun la dezbătut în clubul de lectură din cadrul taberei, pentru că la fiecare tabără avem și club de carte. Pe scurt, așa, din carte, n-aș vrea să am vreodată un chip tânăr, veșnic. Nu voiam nici înainte de a-l citi pe Oscar Wilde, dar citind romanul ăsta și văzând finalul, cu atât mai mult nu-ți dorești să rămâi tânără, forever, Doamne ferește ce se întâmplă acolo. Și mi se pare trist și păcat, pentru că Dorian Gray, personajul lui Oscar Wilde, care are foarte multe asemănări cu însuși autorul, avea foarte mult potențial. Nu mă așteptam la o astfel de poveste. Recunosc că nu citisem recenzia, adică nu știam la ce să mă aștept neapărat. M-a surprins, m-a marcat pe alocuri cartea asta și nu m-am așteptat la un așa subiect și așa poveste și așa final. Chiar m-a întristat și nu știu dacă aș mai citi ceva asemănător. M-a surprins foarte tare, cum spuneam. Din punct de vedere psihologic, mi se pare o carte bună dacă vrei să citești și să afli până unde te poate duce dorința asta de a arăta bine și de a fi frumos. Haideți să vă las și un citat. Totdeauna, iată un cuvânt spăimântător. De câte ori îl aud, mă cutremur. Le place atât de mult femeilor. Distrug orice poveste romanțioasă, străduindu-se să o prelungească la infinit. Din păcate, nu am dat mai mult de 3,5 stele. Posibil ca pe final de 2024 să declar acest 17 de Kenzaburo Oei, dacă am zis bine, dacă am citit bine, căci nu le am cu numele japoneze, mai pocesc eu și pe alea în engleză, dar în minte în japoneză, dar este foarte probabil să-l declar ca cel mai slab roman citit în 2024. Sper să fie singurul, sper să nu mai am altele.
Da, nu știu, a luat și premiul Nobel chiar și pentru cartea asta și pentru cealaltă. Stârpiți răul de la rădăcină, împușcați copiii. Ce titlu are, Doamne! În romanul 17 avem povestea reală a unui tânăr de 17 ani, pasionat de masturbare și care ajunge să asesineze o importantă persoană politică. Este marginalizat, este inhibat, este introvertit, mega introvertit. M-a dus puțin cu gândul la personajul lui, Doamne, cât îmi scapă, Doamne, este personajul din cartea lui, Doamne, am citit atât de multe cărți la viața mea că nu mai țin minte nimic. Ah, ce enervant este. Cel care a scris Magicianul, vă rog eu frumos, spune John Fowles, Colecționarul. Gata, mi-aduc mai aminte până la urmă. Da, am prea multe în minte, prea multe pe cap. M-a dus puțin cu gândul la acel personaj, deși acela este mai mare. Nu știu dacă subiectul din romanul 17 sau pur și simplu stilul de a scrie, dar nu am dat mai mult de 2 stele acestei cărți. Mergem acum la o carte excelentă. Mi-a plăcut tare mult povestea, mi-a plăcut stilul de a scrie, Camelia Cavadia, Cu măștile fricii, un roman pe sufletul meu. Greu, trist, dur ca poveste, pentru că sunt lucruri care s-au întâmplat și care se întâmplă în realitate. Nu este povestea Cameliei, ea însă și-a cunoscut astfel de copii traumatizați care ajung adulți și nu știu ce să facă cu viața lor. Încearcă tot ce se poate. Unii reușesc să se vindece de traumele trecutului, ale copilăriei și ale adolescenței, alții, chiar dacă muncesc toată viața pentru asta, uneori parcă nu e suficient, dar cred cu tărie că toate aceste traume se pot vindeca și ține doar de fiecare în parte, cât de mult faci și muncești. Din păcate, personajul principal feminin al acestei cărți, care alături de frații ei a fost bătut crunt în toată copilăria și adolescența, până la moartea tatălui, din păcate nu reușește să treacă peste aceste dureri ale trecutului și la final, pe care nu vi-l spun desigur, la final face un gest, ai spune incredibil, nu-ți vine să crezi că o mamă poate să ajungă acolo, pentru că da, personajul încearcă să facă tot posibil în viața sa, să-și croiască un drum în viață, studiază, își face o familie, are soț, are copii, dar face un gest total neașteptat. Ah, trist, foarte trist și mi-ar plăcea să știu că există cât mai puține astfel de povești spre deloc, dar din păcate ele sunt reale. Dacă n-ați citit cartea și nu știți despre ce frici și despre ce măști vorbesc acum, vă invit să o faceți, pentru că e un roman care merită citit, de asta îi dau și 5 stele. Și vreau să vă las și aici un citat, la fiecare carte despre care vorbesc o să găsiți un citat. Știi vreodată ce vei deveni? Știi vreodată că nu te vei transforma în ceea ce ai urât mai mult la alții? Nu, nu-ți oferă nimeni garanții. Certitudinile sunt pentru proști. Sunt pentru cei care se cred deasupra slăbiciunilor, a ceea ce ne face vulnerabili. Sunt pentru infatuații care se cred puternici și disprețuiesc omenescul din noi. A spune că tu nu vei face niciodată una sau alta e ca și cum ți-ai provoca destinul. A băga mâna în foc pentru asta nu înseamnă altceva decât că ești dispus să renunți de la bun început. Spun doar că am trăit mereu cu frica de a nu deveni ca ei. Măștile fricii. Încă o carte care mi-a plăcut. Doamne, ce norocoasă sunt că ajung la cărți bune sau cărțile bune ajung la mine. Mulțumesc celor care mi le trimit, care mi le recomandă sau mulțumesc și mie că aleg să le citesc. Șosete pentru după amiază de Suzan Mehmet. O cărticică pe cât de mică, pe atât de multă introspecție și filozofie în ea. E o carte care mi-a plăcut tocmai prin simplitatea ei, așa cum este și viața până la urmă, simplă. La fel și stilul de a scrie este unul simplu, doar că Suzan însă te duce ea spre filozofie și te face să introspectezi la fiecare pasaj pe care îl citești. Mi-a plăcut foarte mult, e o carte la care am apreciat titlul și coperta, foarte inventiv, foarte original, frumos, și mai ales că are o poveste în spate pe care o să o regăsiți chiar în carte la final, dacă luați această carte și n-ați ajuns încă la ea, dar mai ales mi-a plăcut conținutul ei, avem și aici o recenzie, tot pe site, pe roxanab.ro, las un citat. Faptul că am crescut
făcut cu puțin mi-a dăruit enorm. Știu să simt bucurie pentru orice și cred că nu există bogăție mai mare, iar acest produs al minții umane, bucuria, nu se regăsește pe niciun raft și pe niciun site și nu te așteaptă în nicio altă parte a lumii. Mi-a plăcut și faptul că este o carte curată. Se vede că Suzan este jurnalist la bază pentru că a știut să o îngrijească și tehnoredactarea îmi place foarte mult. Vă recomand cartea asta și dacă vreți să aflați mai multe, mergeți pe recenzie, dar mergeți și către Suzan să găsiți această carte, căreia eu i-am dat 4 stele. Și dacă toți suntem așa pe traume la început de an, din ianuarie până în martie, până la finalul lunii martie, mergem cu Spears, Femeia din mine. Of, biata Britney Spears. Mă bucur că am citit cartea, de fapt am ascultat-o în format audiobook, am terminat-o destul de rapid, am avut drumuri de făcut și am reușit să o ascult. Mi-a plăcut foarte mult și datorită acestei povești, pentru că nu eram singură în mașină, una dintre prietenele mele, colega de la Catchball, Luminița, și-a luat audiobook, aplicația de audiobook-uri, pentru că i-a plăcut foarte tare povestea asta și a zis că n-a ascultat niciodată o carte, dar a prins-o foarte bine și vrea să asculte de aici înainte. Foarte emoționantă toată cartea, dar mai ales partea asta în care ne povestește despre avort, povestește despre relația ei cu Justin Timberlake și cum a fost părăsită, pastilele pe care le-a luat, familia, mai ales că totul se învârte acolo în jurul tatălui. Dumnezeule, ce poveste, ce părinte, ce tată și ce mamă până la urmă și ce rude, ce frați, ce surori. Nu, e cumplită povestea ei, sincer vă spun, cred că a rămas cu multe sechele femeia asta, pentru că deși pare așa într-o notă pozitivă finalul, m-am uitat la ea pe Instagram, ea spune că așa este ea liberă și că așa îi place să arate și să se arate oamenilor, însă tin să cred că sunt niște sechele rămase. Libertatea înseamnă mai mult decât atât, decât să transmiți tot ce crezi tu libertate așa pe Instagram sau pe social media în general. Vreau să vă și citesc aici un citat. În sfârșit, pot să fac ce vreau când vreau și nu iau nimic ca fiind garantat. Libertatea începe prin a te purta prostește, distrându-te pe rețelele sociale. Libertate înseamnă să nu mai postezi o vreme pe Instagram fără ca oamenii să sune la 911. Libertate înseamnă că poți face greșeli și poți învăța din ele. Libertate înseamnă că nu trebuie să interpretezi nici pe scenă, nici în afara ei. Libertate înseamnă că poți să fiu imperfectă ca restul oamenilor și să am abilitatea și dreptul de a căuta bucuria în propriul fel, așa cum vreau. Am avut nevoie de mult timp să-mi scriu povestea. Sper să inspire și să ajungă la inimile oamenilor. Cum spuneam, altceva este pentru mine libertatea și da, de acord să te prostești, să fii ca un copil, dar nu chiar tot 24 din 24 trebuie să transmiți în social media. Părerea mea, că sunt și eu om de social media, apar și eu, sunt influencer cultural, dacă mă pot numi astfel, sunt de acord cu ceea ce spune acolo, că da, poți să ții pauze, nu ești obligat nici să răspund la mesaje așa cum mă ceartă pe mine lumea, că de ce nu răspund comentariilor publice, nici ca aia, nici ca aia. Avem o viață și noi cei care petrecem oricum destul de mult timp în rețelele de socializare. Cuvântul furioasă din roman apare de foarte multe ori, iar asta din cauza dorului de copii. Atât de tristă mi s-a părut povestea asta, să ți se ia copiii, să fii internată în permanență. Nu vreau să dau spoilere, vreau să vă las să citiți cartea dacă vreți sau să o ascultați în formatul audiobook așa cum am făcut-o eu. Chiar a meritat, nu-mi pare rău nicio clipă că i-am ascultat povestea, îi dau însă 4 stele. Mergem mai departe, Furia de Alex Michaelidis. Am avut două cluburi de lectură în luna martie. Am început pe 2 martie cu acest roman, ultimul publicat și scris de Michaelidis, care a fost recent și în țară, adus de editura Litera. Noi am avut clubul de lectură la Tucano pe calea Drobanți numărul 18 și a fost un club tare, tare fain și discuții foarte frumoase și interesante. Un club diferit față de alte cluburi, a fost un pic mai mult pe cunoaștere a comunității ai cartei
carte, am avut un pic mai mult timp de povestit între noi și să aflăm cine de unde vine și cum a ajuns în comunitatea Ai Carte, Ai Parte. Chiar mi-a plăcut foarte mult. Sunt persoane care vin la cluburile de lectură de când au apărut, iar altele care ajung pentru prima dată. Iar la acest club am avut pentru prima dată în premieră la cluburile de carte cel mai tânăr membru din comunitate de 15 ani și cel mai longevit, dacă putem să-i spunem așa, 87 cred că avea doamna respectivă, dar cel mai cu experiență din comunitate este o doamnă în vârstă de 85 de ani și un domn de 89, din ce mi-aduc eu aminte și am mai povestit așa cu ei când mai scriu mesaje. Culmea, da, oamenii aceștia de 89 de ani se află în comunitatea Ai Carte și îmi scriu mie mesaje pe Facebook. Frumos, frumos, admirabil. Dar să rămânem la furia lui Alex Michaelidis, care a fost foarte amabil, mi-a răspuns la niște întrebări prin e-mail, am dezbătut pe baza răspunsurilor lui. Ne-a plăcut să povestim fiecare din prisma lui. Au fost păreri pro și contra, argumente, contraargumente, păreri care au plăcut, păreri care n-au plăcut și un roman care este, din punctul meu de vedere, de cititor, dar poate cumva și de scriitor. Este slab scris acest roman, nu știu cum e pacienta tăcută, nu am citit încă acea carte. Dacă vă aduceți aminte, la început de an am făcut vlogul cu ce vreau să citesc în 2024 și am pus acel roman pe listă, dar între timp a apărut Furia și am început cu acesta. Însă cred că am să citesc pacienta tăcută pentru că vreau să văd și altceva de la acest autor care a spart gheața cu romanul său de debut cu pacienta tăcută și am auzit păreri foarte bune. Deși mi s-a părut slab scris Furia, am remarcat totuși că m-a ținut cu sufletul la gură până la final, pentru că eram curioasă ce naibii se întâmplă, moare sau nu moare, a murit sau n-a murit, și enervant în același timp, iar furia asta pe care autorul tot încearcă cu orice preț să o scoată în evidență, bă, nu există, deci omul tot ne dădea furie, 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 se simte furia în fiecare pasaj, în fiecare acțiune a unui personaj de acolo. Pă naiba, nu e nicio furie, nu m-am simțit furioasă deloc și voiam, așteptam până la final de roman. Părerea mea coincide și cu altor persoane de la clubul de lectură din martie, însă vă spuneam că mi-a plăcut povestea, mai ales mi-a plăcut povestea și Alex Michaelidis s-a făcut foarte bine că a precizat încă din primele pagini ale romanului că este inspirată din Agatha Christie, din romanele Agathei Christie. Era o tâmpenie să nu spun asta, deci chiar ar fi greșit total, pentru că altfel ne-am fi dus cu ideea, băi, e plagiat, dar s-a inspirat, hai să păstrăm asta de inspirație. Foarte bine, foarte mișto, pot să scriu și eu o carte așa doar din inspirație. A fost bună povestea, vă zic, dar ceva nu m-a ținut acolo, nu știu, cred că a fost stilul de a scrie, de-aia zic că vreau să-i mai dau o șansă. Fecioarele nu cred că am să citesc, dar pacienta tăcută, da. Stilul de a scrie care nu m-a dat pe spate, în schimb povestea, da. Și îmi place cumva, Alex spune că n-a avut un outline și că a curs povestea de la sine, ceea ce, nu știu, mi se pare surprinzător, pentru că seamănă un pic cu stilul scriitorilor care își fac outline-ul, care își pregătesc personaje, acțiune, tot ce se întâmplă. Da, părerea mea, mi-ar fi plăcut să mai stau de vorbă cu el, nu am reușit să ajung la întâlnire, dar rămân la Furia Alex Michaelidis. De această dată 3 stele, sper să dau 5 stele la pacienta. Ne apropiem de final, cartea cu numărul 10, astăzi este Mâinile de care te-ai temut ieri, al doilea club de lectură din luna martie, pe 16 mai exact, ne-am întâlnit cu Radu Paraschivescu la Palatul Nobles din Capitală, în același timp cititorii din Constanța au intrat prin Zoom de la Books Cafe, cu moderarea Monicăi Alexe, care este tot timpul acolo cu cititorii constanțeni. Mulțumesc, Monica! Apropo, Monica va avea un eveniment Yoga and Books pe 7 aprilie, găsiți detalii pe canalul ei de pe contul ei de Facebook. Haideți să vă spun despre romanul lui Paraschivescu foarte puțin. Apropo, trebuie să menționez și asta, mi s-a părut foarte interesant că mi-a zis cineva, bă, nu credeam că e atât de mișto Paraschivescu, atât de prietenos, am crezut că e mai rigid așa, că nu știe de glumă, că nu știu ce impresie a lăsat omul, că nu prea folosește emoticoane, eu i-am mai zis, Radu, bag acolo un emoji, ceva, că nu se înțelege mereu
nu știm dacă zâmbești, dacă glumești, dacă râzi, dacă te superi pe noi. Zice, niciodată nu o să fiu eu cu emoticoanele astea. Dar Radu este un tip foarte fain, chiar ai ce să povestești oricând cu el și nu doar despre cărți. E un om pe care îți dorești să-l ai în viața ta. Deci chiar da, eu sunt foarte bucuroasă că am reușit să-l aduc la Clubul de Lectură. Îi mulțumesc încă o dată pe această cale pentru că are atât de multe activități, atât de multe priorități și faptul că a acordat timp și energie pentru cei peste 30 de oameni care au fost la Palatul Nobles e mega admirabil și apreciez mult. Revenind însă la roman, este o carte care se citește destul de repede dacă stai de ea. Mie mi-a luat vreo 2 săptămâni și jumătate cred, pentru că am avut multe altele pe cap, dar cred că aș fi terminat-o și mai repede. Este structurată în 3 părți. Mi-au plăcut foarte mult primele 2 părți, cea cu foamea în Irlanda și a doua la porțile iadului, care mi s-a părut iar un intertitlu sau un titlu de partea a doua foarte bun, și mi-a plăcut partea aia cu penitenciarele, iar partea a treia, care n-a plăcut foarte mult femeilor, doamnelor, cred că nici domnilor în mod deosebit, cea cu fotbalul, cu cele 2 meciuri discutate. Eu, pentru că am lucrat în presa scrisă, am înțeles un pic mai bine, mi-a plăcut ceva mai mult poate, însă și pe mine și eu am simțit de fapt că a fost un pic cam mult despre atâta fotbal. Cu toate astea, mi-a plăcut povestea, mi-a plăcut toată cartea, mi-a plăcut tot romanul, care este despre libertate până la urmă. E o carte care te macină așa, când, cel puțin la primele 2 părți, ca a treia, v-am zis, este cu totul diferită ca stil de scrie, ca tehnică narrativă, însă primele 2 părți chiar m-au făcut așa să îmi pun întrebări. Iată, ne ajungi la ultima carte, Zanzibarezul, jurnalul unui lunatic în Zanzibar. Cred că acest Zanzibarez, acest Ciprian Iftime, ar putea să scrie foarte bine literatură erotică. Mă, scrie într-un fel, nu știu. Henry Miller scrie foarte mișto, îmi place, dar Henry Miller scrie porno. Foarte porno. Ciprian Iftime e mai pe... Nu că n-ar putea să scrie și altfel, sunt convinsă că ar fi putut folosi și vulgarități, așa cum o face Henry Miller în Tropicul Cancerului și Tropicul Capricornului, dar rămânem aici la relațiile lui Iftime cu femeile pe care ni le aduce în această carte. Mie mi-a plăcut partea asta în care a detaliat și vorbește foarte frumos, are niște detalii foarte bune și despre femei, cum sunt îmbrăcate, cum se machiază, cum se prezintă, ce atitudine au, cum se comportă. Îmi plac aceste trăsături pe care le evidențiază, fie că sunt bune, fie că sunt rele. Recunosc că m-a pierdut pe la un moment dat, mai știu, cred că pe la pagina 100, am zis, sper să se mai întâmple și altceva în carte, că m-am săturat de atâta sex pe care l-am citit. Mi-a displăcut, mi-am notat eu aici, a ținut să precizeze de vreo 2 ori, cred că am găsit asta în roman și asta nu mi-a plăcut. X trebuia să fie a mea. Femeile nu sunt jucării. Am înțeles în ce formă ai spus asta, dar n-a sunat prea bine, știi? Adică ne place tuturor joaca și ne place să ne jucăm unii cu alții, dar nimeni nu deține pe nimeni și nimeni nu trebuie să fie, trebuie, al cuiva sau a cuiva. Am apreciat însă foarte mult tonul sincer sub care a fost scrisă cartea și povestea vieții lui în Zanzibar. Sincer să fiu, cred că aș vrea să citesc și partea a doua. Mi-ar plăcea să văd și să cunosc încotro s-a dus viața lui, pentru că eu cred că la un moment dat în viață tot acest zbucium, să-i spunem, se duce, se liniștesc lucrurile și ne liniștim și noi ca oameni. În general, noi adulții aceștia care creștem cu un dezechilibru, să spunem așa, în ceea ce privește familia, încă din copilărie, ne cam căutăm toată viața. Și e bine, această căutare, cred că la un moment dat nu că se oprește, că e o căutare permanentă, tot pentru tot restul vieții, de asta dacă te interesează cunoașterea de sine, dar cred că se mai liniștesc lucrurile și când spun asta nu mă refer la a găsi neapărat un partener, pentru că acel partener poate să apară la un moment dat, dar cred că trebuie să fii vindecat cât de mult poți din traumele acelea ale trecutului și că tot am povestit pe parcursul acestui vlog despre măștile fricii, care este o poveste ce are foarte multe secvențe și scene presărate din realitate. Cartea asta mi-a plăcut și pentru că am regăsit în personaj, care este însuși autorul, am regăsit multe din trăsăturile unui fost iubit și
am înțeles și mai bine anumite aspecte, tocmai pentru că cineva le-a scris într-o carte și este acolo, sunt niște asemănări cu ceea ce eu am cunoscut în viața asta. Pot să spun că am regăsit și bucăți mici din mine, diferite, bineînțeles, mai ales că suntem femeie, bărbat. Mi-a mai plăcut foarte mult felul în care povestește despre Zanzibar. M-a făcut să mă duc acolo, să mă duc cu mintea, cu imaginația. M-am văzut în nopțile cu lună plină, m-am văzut la petreceri, m-am vizualizat. Nu știu, e foarte plăcut cum povestește și dacă n-ai fost niciodată, nu poți decât să-ți imaginezi lumea aia și viața acolo. Asta datorită felului în care Ciprian a detaliat locurile. Am aflat și foarte multe lucruri despre care nu aveam habar, foarte multe informații. Mi-a plăcut când povestește mai spre după jumătatea cărții, când spune că dacă ești așa și așa și așa, Zanzibarul nu e pentru tine. A sunat destul de dur prin faptul că a pus semne de exclamare la fiecare pasaj, dar am înțeles mesajul și cred că așa este. Chiar nu este pentru fițoși și chiar nu este pentru prințișori și prințese. Mi-a plăcut modul în care s-a dus în copilăria sa, nu foarte adânc, nu foarte mult pe traumă, dar suficient cât să înțeleg mai bine personajul și persoana, adultul Ciprian Iftime, cel puțin din punct de vedere psihologic. Dacă se ducea mai mult pe traumă, nu mai ieșea o carte de 350 de pagini, ci de 550. Suficient pentru mine, cel puțin, care pot să văd dincolo de cuvintele scrise. M-a emoționat scrisoarea către mama lui și m-a motivat să-i scriu și o scrisoare mamei și chiar tatei. Dragă mamă, dragă tată. Numai că nu cred că aș da-o și nici n-aș face public, ci cred că, nu știu dacă știți, este și un exercițiu foarte bun în psihologie să scrii scrisori pe care să le arzi ulterior. Pur și simplu să scrii, pentru că scrisul, știm, este terapeutic și probabil că și această carte pentru Ciprian este una terapeutică și l-a ajutat în multe forme. Nu știu dacă cartea a ajuns la mama lui, sunt curioasă dacă a ajuns la doamna Iftime, pentru că scrisoarea este foarte direct adresată și cu toate că este scrisă cu blândețe și compasiune și înțelegere și mulțumire, după cum el însuși spune, se simte totuși acolo în continuare durerea. Da, chiar sunt curioasă dacă a ajuns cartea și respectiv scrisoarea la destinatar. Revenind la mine și spuneam că vreau să scriu și eu aceste scrisori, sigur le-aș arde, am acceptat și înțeles destul de multe din viața mea, din copilărie, din adolescență, știu că sunt lucruri pe care nu le pot schimba și n-aș vrea să îmi rănesc părinții spunându-le sau trimițându-le niște cuvinte care, nu știu, nu cred că aș rezolva ceva și de asta scrisorile respective le-aș arde. Dar apreciez foarte mult sinceritatea și curajul lui Ciprian pentru expunere și pentru că ne-a trimis mai departe povestea asta. Pentru că, iată, dacă eu nu am curajul să o fac sau nu vreau să fac asta, m-a motivat cel puțin să scriu. Și mi-a reamintit niște aspecte, niște lucruri de care poate aveam nevoie. Și așa cum eu simt asta, poate și alți cititori vor simți la fel. Aveți și aici recenzia scrisă pe site, las linkul mai jos, vreau să și citesc totuși un scurt pasaj, totul mi-a plăcut și n-am avut semne să-mi pun, așa că toată cartea este îndoită. Durerea e la fel de frumoasă precum plăcerea. Realitatea este formată din energie, vibrație și frecvență. Undele au culmi și abisuri, iar aceasta este viața, cu urcușuri și coborâșuri. Toate sunt parte din același întreg. Nu există fericire fără suferință și nu există suferință fără plăcere. Sunt două fețe ale aceleiași monede. Fericirea e să fii împăcat cu tine, cu tot ce primești, fără să dai vina pe nimeni pentru suferința ta. Și continuă, care îmi vine să nu mă opresc pentru că totul este scris atât de frumos și atât de cald și atât de bine. Nu știu cine a lucrat la cartea asta, pentru că, sau poate el singur, bravo ție dacă ai făcut singur, dar cred că a fost totuși un editor foarte bun în spate, mai ales pentru un debutant. E foarte îngrijită, foarte bine tehnoredactată, foarte curată. Mi-a plăcut foarte mult și îi dau 4,5 stele, ceea ce este wow pentru Roxana, care e destul de critică.
cu autorii debutanți și nu din alt motiv, ci pentru că întâlnește foarte multe greșeli și clișee, iar Ciprian Iftime este o persoană care s-a ferit de clișee, sau nu că s-a ferit intenționat, nu le suportă din ce îmi dau eu seama, așa că prin stilul lui direct de a spune lucrurile a reușit să ajungă la sufletul meu de cititoare. Și cam atât, vreau să vă spun că în paralel citesc, ascult de fapt audiobook Dune, nu știu dacă știți, dar de la în 14 zile de când s-a lansat filmul Dune 2 s-au vândut 9000 de volume Dune. Așa că am zis, bă, am văzut primul Dune, hai să citesc și eu cartea, cărțile. Nu știu, cartea asta în audiobook are 23 de ore din ce am văzut. Sper să am timp să o citesc și mă apuc de cartea pentru clubul de lectură al lunii martie. O am și pe aici lângă mine. Uite ce mișto, astea două coperți parcă asemănătoare așa. Marea liniștii, Emily St. John Mandel, care nu mi-a răspuns la mesaje. Dragă Emily, ești invitată la un club special de carte în România. Te rog frumos, știu că ești în Canada și la tine o să fie 4 dimineața, dar eu te aștept cu mare drag. Nu mi-a dat nici măcar sin, înțelegeți? De obicei, autorii internaționali cu care mai vorbesc și care au mai fost, au participat la cluburile de carte, răspund ori că nu pot, ori că da, acceptă. Mă rog, acum exagerez, mă umflu în pene aici, n-am avut atât de mulți autori internaționali, dar eu m-am dus către Emily și am rugat-o și am rugat și editura să facă eforturi și să ia legătura cu agenției, astfel încât să participe la clubul nostru de carte. Până atunci vreau să vă spun că avem 45% reducere, aplicați codul iCarte45 pe site-ul editurii 3 și este valabil în toată colecția Fiction Collection. Pentru cine nu a mai fost la cluburile Ai Carte, Ai Parte, sunt incluse cafea, ceai, smoothie, ciocolată, prăjituri de casă, mulțumim aici, Sloop, Sloopy, trebuie să beau că mi s-a uscat gura, Sloop, bunica gătește, Heidi Chocolate și mai ales de la această dată mergem la London Home, unde au loc diverse activități și evenimente culturale și literare. Abia aștept, am mai fost acolo doar în cadrul așa de seară când se pune muzică, colegul meu Andrei Constantinescu de la Radio Tana Nana este DJ acolo, dar nu am fost niciodată la un eveniment literar și abia aștept să mă duc eu la al meu. Și probabil că o să merg și la ale lor, dar până atunci, pe 20 aprilie, începând cu ora 14, avem club de lectură la London Home și mai avem, bineînțeles, Constanța, care intră cu noi prin Zoom la Books Cafe, alături de Monica Alexe, despre care v-am mai povestit. Și, înainte de clubul de lectură, tot pe 20 aprilie, suntem la Tucano, la Candles and Books, facem lumânări cu Emilia de la Lumiar. Și cam atât din partea mea, a ieșit un vlog mai lung decât m-am gândit eu să fie. Să aveți seară minunată, spor la citit în toate și mulțumesc dacă v-ați abonat, apăsați clopoțelul de notificări. Ne vedem pe iCarte, iParte Instagram și grupul privat de pe Facebook iCarte, iParte.